Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu și despre resurse umane. În această seară discutăm despre modificările legislative ale persoanelor cu disabilități. Alături de mine se află doamna Claudia Măciucă, șef serviciu la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj. Bună seara și bine ați venit în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Ce modificări legislative sunt în momentul de față în ceea ce privește modalitatea de încadrare a copiilor cu dizabilități? O să începem cu copiii și apoi o să trecem și la adulți, pentru că știu că aveți foarte multe informații pentru telespectatorii. Pentru prima dată am vorbit de niște criterii de încadrare în anul 2002, când practic s-a dat primul ordin care prevedea cumva încadrarea într-un grad de handicap. Este vorba de ordinul 725. Acest ordin s-a dat la sfârșitul anului 2002 și practic a devenit aplicat începând cu anul 2003. Cred că este foarte important de știut că aceste criterii medicale pentru copil prevăd odată o evaluare complexă din punct de vedere psihologic, medical și social, dar totodată, pentru că vorbim de un copil a cărui personalitate suferă modificări până la vârsta de 18 ani, criteriile prevăd corelarea acestei dezvoltări medicale și psihologice ale copilului, respectiv a întârzierii în dezvoltare, cu evaluarea cumva a gradului de participare al copilului în viața socială. Și este absolut normal să fie așa, pentru că sunt de foarte multe ori diagnostice care îi creează copilului niște restricții severe de participare în viața socială. Și atunci este absolut normal ca aceste criterii să ia foarte clar în calcul și diagnosticul medical, evoluția copilului medicală și psihologică, dar și cât de puternic îl afectează acest diagnostic în ceea ce privește inserția lui în viața școlară și ulterior în viața socială. Din păcate, o singura modificare a acestui ordin s-a făcut în anul 2012, când modificarea practic a vizat cu predilecție această fișă care vizează gradul de adaptare al copilului în mediul social, când s-a ajuns la concluzia că itemii care erau în vechea fișă nu mai corespundeau cumva cu realitatea, pentru că asistăm la un proces de evoluție, copiii deja sunt mult mai dezvoltați și atunci s-au adaptat cumva acești itemi care vizează gradul de participare al copilului la realitatea prezentă. Din punctul meu de vedere, faptul că nu s-au mai făcut modificări legislative pe criterii, pe criteriile de bază, este un lucru foarte rău, pentru că din 2002 până în 2016 noi ne confruntăm cu situații în care apar o serie de diagnostice care nu se mai regăsesc în criterii. Adică bolile au evoluat atât de mult, problematica medicală și psihologică cu care ne confruntăm a evoluat atât de mult, încât anumite afecțiuni nu se mai regăsesc în aceste criterii. Salvarea vine, să spunem așa, din faptul că există acolo o prevedere numită boli rare și aceste afecțiuni cumva nou apărute, noi le analizăm din punct de vedere medical, psihologic și propunem o încadrare considerându-le cumva boli rare. Dar sunt multe care nu se mai regăsesc. Ce se întâmplă în aceste condiții? Dumneavoastră faceți anual evaluarea acestor copii cu dizabilități, adică în funcție de vârsta lor și de modul în care, așa cum spuneați, încearcă să se insereze în societate, ei pot să evolueze și atunci le puteți schimba acest grad de handicap? Care este de fapt concret? Ce se întâmplă? Da, prin legea 1437 s-a înființat și un serviciu de evaluare complexă ca o componentă în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Este un serviciu specializat care beneficiază de toți specialiști, psihologi, medici, asistenți sociali, oameni care fac evaluarea acestui copil plecând de la un diagnostic medical. Adică, dacă un copil este diagnosticat, fie că vorbim de o diagnosticare în cadrul celor patru spitale mari din Craiova, spitalul 1, spitalul 2, laboratorul de sănătate mentală, ei cu acest certificat medical se pot adresa serviciului de evaluare, certificatul medical reprezentând punctul de plecare în evaluarea. Deci, practic, acum discutăm de niște pași în evaluarea. În evaluare, da. Cred că este important să știm exact cum se face lucrul acesta. Exact. Copilul se prezintă la sediul serviciului, evident că se constituie un dosar în care părintele, aparținătorul legal al copilului pune niște acte, acte care se regăsesc și pe site-ul instituției noastre. Ulterior, copilul este evaluat medical, psihologic,
este evaluată și situația socială a copilului, este evaluat și gradul de inserție al copilului în social, ori toate aceste evaluări sunt coroborate și specialiștii fac o propunere. Vorbim doar de situația dumneavoastră ca direcție, dar și celelalte spitale pornesc de acolo pornesc cu un certificat, nu? Ei, da. Spitalele, medicii specialiști din cadrul spitalelor emit aceste certificate medicale. Obligatoriu să se îndrepte către dumneavoastră? Categoric. Da, deci ei fac categoric. O recomandare practic către dumneavoastră. Fac o recomandare către noi. Da. Acum, având și medicii din spitale experiența celor 12-13 ani de când se lucrează așa, cam știu și dumnealor care sunt diagnosticele care se încadrează sau diagnosticele care nu se încadrează. Da. Evident că pe lângă acest certificat medical, aparținătorul trebuie să ne prezinte nouă și istoricul medical al copilului. Dacă a mai fost internat, dacă are internări eventual la alte spitale din țară, pentru că toată această imagine asupra gradului de afectare al copilului, atât din punct de vedere medical, cât și de punct de vedere psihologic, noi îl luăm în calcul împreună cu evaluarea pe care o facem noi. Adică propunerea pe care o face serviciu este o imagine clară a întregului istoric medical, psihologic și social al copilului, evident raportată la criterii. Această propunere pe care o face serviciu se înaintează ulterior către o comisie. Această comisie este înființată, este numită Comisia pentru Protecția Copilului, este un organism subordonat Consiliului Județean și care la copii se întâlnește o dată pe săptămână în zilele de marți. Noi facem programarea acestor oameni la comisie. Ulterior, comisia analizează propunerea pe care o face serviciu. Propunerea poate fi acceptată, poate fi respinsă. Aceste criterii de care vorbiți dumneavoastră de-a lungul timpului au rămas aceleași criterii sau, așa cum spuneați, ca și bolile care, mă rog, au început să evolueze, sunt diferite, au suferit și ele modificări? Doar din punctul de vedere al fișei care vizează gradul de participare al copilului. În rest, criteriile au rămas neschimbate. Acești copii vin anual la dumneavoastră? Sunt obligați părinții să-i aducă anual? Se poate schimba? Este o întrebare foarte bună, pentru că sunt foarte mulți părinți care vin și ne spun, păi bine, dar copilul meu are o boală care nu se mai vindecă. De ce trebuie să vin în fiecare an? De toate este undeva la mijloc. Vorbim de un copil care până în 18 ani are o personalitate care se dezvoltă. El se poate dezvolta și fizic și psihic. Sunt situații în care copilul, de exemplu, are o problemă somatică, dar n-are, cel puțin în momentul în care vine la prima evaluare, nicio problemă de ordin psihic sau mental. Sunt situații însă când pe parcursul de la un an la altul, copilul poate să dezvolte și o altă problemă în afară de cea pe care o are. Și atunci este absolut normal ca acest certificat să fie reevaluat periodic, pentru că uneori situația se ameliorează și lucrurile merg în bine, dar sunt și situații în care starea medicală a copilului este mai gravă decât cea cu un an în urmă și atunci automat propunerea de încadrare este alta. Legea chiar mai prevede pentru copii ca în decursul unui an de zile, dacă se produce o modificare, părintele se poate adresa pentru o nouă reevaluare chiar în decursul acelui aș an. Tocmai pentru faptul că sunt afecțiuni, dacă vorbim de exemplu de o leucemie, da, poate să aibă copilul să sufere o recădere chiar în decursul acelui aș an. Și atunci, în momentul în care s-a întâmplat acest lucru, evident că starea funcțională a copilului este alta decât în momentul în care noi am făcut încadrarea respectivă și atunci automat părintele se poate adresa pentru că ca această încadrare să fie schimbată. Deci vine schimbată. Din nou către dumneavoastră, vine către instituția dumneavoastră, trece să înțeleg din nou printr-o comisie, da. Și apoi dumneavoastră puteți să îl reîncadrați într-un alt grad categoric, de categoric. Handicap. Important este să ne prezinte acel document medical care să ateste starea de agravare și care să justifice într-un fel această procedură de reevaluare mai devreme de un an de zile. Altfel intră într-o comisie o exact dată la pe data, an. Exact, da. La data la care expiră certificatul care deja este în valabilitate. Cunosc așa din situația practică, din viața reală, copii cu autism, ai căror părinți se plâng că au avut niște probleme legate de vârsta de după 18 ani. Ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva în acest sens? Pentru că cunosc niște cazuri chiar disperate. Da, cu autismul a fost o adevărată istorie.
Până în anul 2003, când în sfârșit s-a dat această lege autismului, legea 200. Deci să se știe că acum există o lege a autismului. Există o lege a autismului, care au, da. Este legea 200 pe 2003. Este o lege care modifică în linii mari o altă lege, 151 pe 2010, lege în care erau stipulate cumva faptul că trebuie să se constituie niște servicii specializate, integrate, de sănătate, de educație și sociale pentru copilul autist, dar ele nu prea existau. Da. Odată cu această lege, serviciile intră în legalitate, să spunem așa. Legea prevede foarte clar statutul copilului cu autism, dar și al adultului cu autism. Pentru că până la această lege care a apărut în 2003, exista o adevărată prăpastie între ce se întâmpla cu un copil autist după vârsta de 18 ani. Criteriile de încadrare a persoanelor adulte cu handicap nu prevedeau la diagnostice autismul infantil. Era o boală care nu era cunoscută? Care nu era prevăzută în criterii. Care nu era prevăzută în criterii. În criterii, exact. Mai sunt alte boli? Autismul a fost una dintre unul dintre diagnosticele care a ridicat cele mai mari probleme. Pentru că a început la nu știu ce s-a întâmplat, dar la un anumit moment au apărut tot mai mulți copii, din păcate, cu autism. Da, este unul dintre diagnosticele cu o prevalență în creștere în ultimii ani. În ultimii ani, da. Ori acești părinți de tineri cu autism se confruntau cu o adevărată problemă în momentul în care se duceau la încadrare la comisia de adulți, pentru că fie diagnosticul acesta era cumva schimbat de către medicii specialiști într-o întârziere mentală sau într-o schizofrenie, pentru că autismul ca diagnostic nu era prevăzut de criterii. Și atunci aveai două variante. Sau încercai să-i mai găsești altceva pe lângă autism, da? Sau da, pur și simplu renunțai la încadrare, pentru că dacă nu era prevăzut, nu aveai ce să faci și nu puteai să mergi mai departe, deși persoana respectivă nu se putea încadra. Și autismul nu dispare. Adică... Știți ce aș vrea să vă întreb vis-a-vis de autism? Există la ora actuală programe, pentru că, v-am spus, cunosc cu adevărat mai multe cazuri de părinți care se plâng că sunt foarte scumpe aceste terapii. Da. Da, terapiile sunt într-adevăr foarte scumpe și vorbim de niște terapii care se desfășoară în proces continuu. Adică dacă copilul face într-un centru de recuperare 4 ore de ABA într-o zi, se întoarce acasă și părintele trebuie să continue cu el aceleași terapii sunt încă 4-5... Nu. Din păcate nu. Vorbim de terapiile care se fac în centrele de sănătate mentală. Da. Noi avem, de exemplu, în cadrul direcției, avem un centru pentru copilul autist. Este un centru care s-a, pentru recuperarea copilului autist, este un centru care s-a constituit în urma unui proiect. A existat la un moment dat un proiect pe care direcția l-a implementat, ulterior l-a transformat într-o componentă funcțională și unde copiii se pot adresa pentru această recuperare, atât din cognitivă, terapia ABA, în raport logopedie, depinde cât, care este afectarea copilului cu autism, recuperarea în centrul nostru este gratuită. Deci aici nu se plătește. Problema este că fiind foarte mulți copii cu autism, nu se poate face o programare la terapiile de recuperare așa cum și-ar dori părintele. Adică poate copilul ajunge să meargă într-o săptămână de două ori, dar cred că sunt rare cazurile. S-a modificat cumva și programul acestui centru la modul că s-a făcut program și pentru după masă, pentru că sunt foarte mulți părinți care erau în imposibilitatea de a-și aduce copilul la recuperare, de exemplu, dimineața, și atunci s-a prelungit programul specialiștilor, specialiștii lucrează în ture ca să se poată asigura cumva terapiile. Continuitatea, exact, și pentru ceilalți să cuprindeți cât mai mult în program. Cât mai mult în program, dar exact. Este insuficient, înțeleg. Da, pentru că exact ce vă spuneam, adică o terapie ABA și mai ales în situația în care vorbim de un copil autist care nu este foarte afectat pe parte cognitivă și care are niște premize foarte bune de recuperare, trebuie să lucrezi foarte mult cu el. Este extrem de important să fie diagnosticat din vreme. Diagnosticarea precoce este o premiză și recuperarea timpurie este o premiză a reușitelor pe care le poate înregistra un copil pe parcursul vieții. Dacă este diagnosticat foarte târziu, șansele lui de recuperare sunt foarte mici. Și atunci un lucru foarte bun este, sunt foarte multe situații în care părinții, de exemplu,
Noi am făcut o foarte bună informare, vorbesc acum la nivelul serviciului. Le-am explicat părinților să fie extrem de atenți, mai ales părinții care mai aveau un copil cu dizabilități, în momentul în care s-au hotărât să mai aducă pe lume un copil, să fie extrem de atenți la reacțiile acestuia, la comportare, la dezvoltare și în momentul în care văd o modificare, să vină și să ni se adreseze solicitând o evaluare. Evaluarea poate să confirme un diagnostic sau poate să-l infirme, dar este extrem de important să nu lași lucrurile la voia întâmplării și să soliciți ajutor dacă ți se pare că ceva este neregulă. Și ce am constatat de-a lungul timpului este că părinții au înțeles lucrul acesta, că nu mai este o rușine s-a depășit cumva acest concept de dacă ținem mizeria sub preș, înseamnă că e bine este și... o boală, nu este o rușine, evident, nu am nicio vină, evident. Sunt oameni care încearcă să și ajute copiilor să se încerce să se integreze, că până la urmă rămân singuri și trebuie să se descurce. Categoric. Și asistăm acum la diagnostic precoce la vârsta de 2 ani. Odată ce este diagnosticat și el este introdus într-un astfel de proces de recuperare și cea mai la modă metodă este această terapie ABA, care se bazează de fapt pe învățarea unor comportamente pozitive în detrimentul stereotipiilor și afectărilor pe care le are copilul, pe pași, bineînțeles. Ori, în momentul în care copilul are niște premise foarte bune de recuperare și este și diagnosticat foarte devreme, trebuie să se lucreze intensiv cu el. Se poate spune că terapia asta durează 24 de ore din 24. Părintele nu ia niciodată pauză. Părintele este pregătit? Aveți posibilitatea să-i pregătiți și pe părinți? Adică există cineva care să-i îndrume, să-i consilieze? Noi facem lucrul acesta și consilierea părinților și constituirea unor grupuri de suport pentru părinții care trec prin probleme similare se face și în cadrul centrului aflat în subordinea noastră. Ba mai mult decât atât, facem mai mult decât atât. Am încercat să implicăm cumva părinții și în proiecte extra instituție, să le dăm recomandări de specialiști, să le dăm recomandări de posibilitate de recuperare a copilului și dincolo de ce înseamnă Craiova și ce înseamnă instituția noastră. Deci le oferiți practic un suport și o informație cu privire la această boală și la modul... cred că pot să numesc boală, nu? Da, pentru că nu. Da. Este o afecțiune este care o afecțiune, nu se vindecă. Exact, care nu se vindecă, dar care se poate, așa cum a spus dumneavoastră, ameliora. Aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră, după ce vom merge puțin mai departe cu privire la legislație, și aș vrea să-mi spuneți, școlile, învățământul normal, se implică, vă ajută cumva pentru acești copii? Adică pot să prea le dați recomandări la unii dintre ei să meargă la o școală normală, la un... Sigur că da, sunt copii autiști. Cum percep școlile acel lucru? Mă gândesc și la societate în general și nu neapărat la această boală la autism. Mă gândesc că mai sunt și alte boli. Este o întrebare foarte bună, cu atât mai mult cu cât atât în ceea ce privește autismul, sunt autiști care au un coeficient de inteligență mult peste medie. Adică sunt acești autiști, de exemplu autiști calculator, care pot să învețe pe de rost o carte de telefon. Adică au o memorie extraordinară. Am văzut câteva cazuri, într-adevăr, de copii aproape genial, aș putea spune. Exact. Adică ei pot să-și dezvolte foarte bine o anumită latură a personalității dincolo de celelalte afectări pe partea de socializare și relaționare. Mă gândeam și la sindromul Down. Acum mi-a venit în minte. Da. Tot așa, primesc școlile? În ultimii ani, să știți că primesc, pentru că de câțiva ani s-a înființat acest Centru Județean de Asistență și Resurse Educaționale, cu care noi avem o colaborare foarte bună și care, în momentul în care s-a înființat, au preluat cumva de la direcție orientările școlare. Dar nu le-au preluat pur și simplu, că le preiau printr-o continuare a colaborării cu noi, la modul că țin cont și de dosarul medical al copilului. Adică există o consultare între noi ca și serviciu care facem evaluarea psihologică și medicală a copilului și ei ca și serviciu care fac evaluarea în vederea orientării școlare. Și atunci, dacă chiar dacă vorbim de un copil autist sau de un copil cu Landon Down, dacă nivelul lui funcțional și nivelul lui medical îi permit să învețe într-o școală normală, atunci el este orientat să învețe în învățământul normal,
după o programă adaptată și cu un suport educațional, adică nu este lăsat singur acolo. Asta înseamnă că... Deci dumneavoastră a ajutat și cu suportul acesta? Centrul Județean de Resurse. Am înțeles. Centrul Județean de Resurse alocă în școala respectivă un profesor de sprijin, un profesor de suport. De asemenea, dacă copilul are afectare pe limbaj, dar are un limbaj format, doar că are afectare pe limbaj, poate să beneficieze de terapie logopedică, adică vine un logoped și lucrează cu el în școală. Gratuit? Gratuit. Servicii gratuite. Da. De asemenea, tot Centrul Județean coordonează o rețea de consilieri școlari care fac această consiliere atât a copilului cât și a părintelui. Adică sunt niște servicii de suport care nu existau la un moment dat și era foarte greu și pentru profesorii și învățătorii de la școală să lucreze cu un astfel de copil, pentru că există o legătură de colaborare între dumneavoastră și aceste școli? Toate școlile sunt așa deschise către o asemenea colaborare? Nu aș putea să spun că sunt toate școlile deschise. Da, mă rog, deschise. Aveți totuși deschidere la mai multe școli, probabil, există, da? Există. Adică, de exemplu, există o școală în Craiovița care deja are un renume în a primi și a integra cu succes copiii cu autism. Presupun că atunci când vin părinții la dumneavoastră, îi îndrumați dumneavoastră către școala respectivă. Categoric, deci, în acest sens, trebuie să știe că nu sunt singuri și că oricând pot să... Sigur. Și cu atât mai mult, orientarea școlară se face de asemenea la solicitarea părintelui. Acum sunt situații în care părintele, din dorința de a-i face bine copilului, uneori nu evaluează foarte corect unde ar trebui să meargă copilul lui și își dorește de multe ori, să spunem, o școală normală, deși nivelul medical și funcțional al copilului nu i-ar permite. Într-o astfel de situație, consilierea merge spre a-i spune părintelui că nu este bine să duci copilul acolo unde el nu face față. Și vorbim și de reversul medaliei, situație în care copilul poate să facă față acolo și părintele se teme cumva să-l ducă într-o școală normală, bazându-se pe aceste prejudecăți ultracunoscute. Care crede ar spune oamenii ceva. Exact. Aș vrea să vă întreb care este cadrul legislativ, să mergem un pic mai departe, în ceea ce privește evaluarea persoanelor adulte cu handicap. S-a schimbat ceva la nivel, s-a modificat ceva în acest sens? Aici avem un ordin 762 care s-a dat pentru prima dată în 2007. În 2007 era tot așa un ordin comun al Ministerului Sănătății și Familiei. Acesta a fost modificat și o modificare cumva de substanță s-a făcut în anul 2014, când s-au introdus accidentele vasculare și a fost așa un fel de boom, pentru că toate persoanele care suferiseră cândva un accident vascular au venit să se încadreze, pentru că ordinul spunea foarte clar că se încadrează toate accidentele vasculare și că la încadrare contează foarte tare care a rămas nivelul funcțional al persoanei după accidentul vascular. Da. Deci, practic, în 2014 s-au introdus aceste accidente vasculare ca încadrabile, să spunem așa, s-au introdus demențele, toate tipurile de demențe și iarăși a fost o blocare a activității pe serviciu de evaluare complexă persoane adulte cu handicap, că există un serviciu similar și pentru adulți. Tot ordinul ăsta a mai adus modificări așa pe aici pe acolo în ceea ce privește încadrarea afecțiunilor oftalmologice, cardiologice, dar modificarea de substanță asta a fost. Faptul că din anul 2014 accidentele vasculare și demențele se încadrează într-un grad de handicap, evident, în raport de gradul de afectare al persoanei respective. Am înțeles. Deci, în condițiile actuale, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, anumite boli, cum este autismul, are posibilitatea ca după 18 ani să treacă o persoană cu handicap chiar pe aceeași afecțiune, să spunem. Sigur că da, sigur că da. Iar în ceea ce privesc persoanele adulte, au apărut niște criterii pe care tot dumneavoastră înțeleg că le evaluați. Procedura este similară și la adulți. Adică, la fel, se adresează serviciului de evaluare cu diagnosticul pe care, cu referatul medical pe care îl are persoana de la medicul specialist. În raport cu acel referat se face o programare, la fel se constituie un dosar, deci procedura de lucru este similară cu cea în serviciu pe copii. Practic, serviciile funcționează cumva în oglindă.
Diferența este evident în ceea ce privește criteriile de încadrare. La adulți sunt niște criterii cumva mult mai stricte, să spun eu, și există o serie de afecțiuni care se regăsesc în criteriile pentru copii și nu se mai regăsesc în criteriile pentru adulți. Și o să vă dau un exemplu. De exemplu, la copii poate să existe la un moment dat un diagnostic de fractură congenitală de șold. Sunt situații în care această fractură se poate ameliora de-a lungul timpului și ea nu mai este prevăzută ca diagnostic la adult. Adultul nu mai poate să aibă sau piciorul strâmb congenital, un copil care are o mică problemă în a merge. Piciorul are cumva o formă modificată, dar la dacă adult deja exact, nu se mai poate exact, discuta de acest lucru. Da. Vorbeam înainte de emisiune și pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea să le spunem telespectatorilor despre acel, ați spus că un laborator s-a constituit un laborator de genetică, da, îi ajută pe părinți? Da, noi le dăm recomandări către toate centrele de recuperare și mai nou sfătuim părinții care sau aparținătorii care au copii cu probleme genetice să se adreseze laboratorului de genetică moleculară, deschis în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie de pe Bulevardul 1 Mai, cu un bilet de trimitere și printr-o programare telefonică pot să-și facă aceste investigații genetice fără să le plătească. Asta e un lucru extraordinar, probabil foarte mult, e de mult? Cred că de vreo lună de zile. De vreo lună de zile. Deci cred că e un lucru extraordinar de bun, mai ales pentru părinții care știu că au un copil cu dizabilități, da, cu un defect genetic și care își doresc un al doilea copil. Da, și care probabil că știu că un test genetic costă cumva cel costă puțin 90 mult. Milioane. Da. Deci telespectatorii știu în momentul de față și sper să afle cât mai mulți că există acest laborator. Sigur. Probabil o să fie informat și de dumneavoastră ori de câte ori vin. Obligatoriu, da, îi așteptăm. Noi le dăm toate informațiile. Și mai mult decât atât trebuie să știe că au un suport în ceea ce privesc bolile grave pe care cel puțin, măcar la nivel informativ, dacă legislația nu vă permite, categoric, să puteți să-i îndrumați și să-i consiliați. Sigur că da. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația în emisiunea noastră, vă mai aștept și altă dată cu mare drag să le mai povestim telespectatorilor. Dacă mai apar informații care știți că ajută, vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți. Cu mare drag. Mulțumesc mult. La revedere. Atât pentru seara aceasta. Eu sunt Loredana Iordache și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune cu și despre resurse umane. Să aveți o seară liniștită. La revedere!